Fraților, au existat momente în istoria civilizației noastre în care dovezi științifice au lovit serios în modul în care înțelegea oamenii lumea. După 1500 de ani de crezut că Pământul stă fix pe loc și toate celelalte planete se învârt în jurul lui, Copernic demonstra că nu suntem buricul Universului și planeta asta e doar una dintre celelalte care se învârt în jurul Soarelui. Scandal maxim, biserica îl declară un eretic și ideile lui sunt interzise. 350 de ani mai târziu, într-o lume în care se acceptase că Pământul e doar una dintre planete, Charles Darwin demonstrează că omul e doar unul dintre animale. Scandal maxim, Biserica îl declară un eretic, și oamenii în continuare refuză să accepte asemenea enormități, după cum se poate vedea pe alocuri și în comentariile de la ultimul clip cu sfârșiturile lumii. Când se întâmplă lucrurile astea, când dovezi științifice contrazic perspectiva dominantă asupra lumii, ai două opțiuni. Ori accepti știința și îți adaptezi perspectiva asupra lumii, ori refuzi dovezile și o ții într-una pe a ta. Noi astăzi ne găsim într-un asemenea punct copernicos darwinian. În ultimii 40 de ani, oamenii de știință avertizează din ce în ce mai tare, cu o voce din ce în ce mai ridicată, că traiectoria pe care ne aflăm ca civilizație e pe cale să se lovească într-un zid de dramă planetară tripul nostru de 150 de ani de tras pe nas carbon pentru viteză începe să-și manifeste efectele asupra sănătății planetei și a oamenilor în sine. Există totuși o diferență serioasă între azi și descoperirile de acum câteva sute de ani. Dacă refuzai să accepti că Pământul se învârte în jurul Soarelui, nu se întâmpla, în esență, nimic. Dacă refuzai să accepti că omul e doar una dintre multele vietăți de pe planeta asta, iar nu se întâmpla nimic. Dacă refuzăm, în schimb, să acceptăm că pe traiectoria pe care ne aflăm, civilizația o să facă un accident urât cu natura, o să se întâmple foarte multe lucruri cât se poate de palpabile, într-un mod similar în care poți să nu crești tu un coronavirus și tot să te trezești în spital respirând asistat. De data asta, ce credem sau nu credem va avea consecințe cât se poate de reale în viața noastră de zi cu zi. Problema nu e doar că ar trebui să înlocuim benzina cu forța vântului și apoi să ne vedem în continuare liniștiți de treabă. Dacă ar fi doar asta, ar fi relativ ușor de rezolvat, toate ca toate. Problema e că, îmbătată de consumul infinit de carbon, civilizația noastră a dezvoltat un ritm de a mânca resursele Pământului care e imposibil de menținut. Nu e nimic filozofic sau greu de înțeles la asta. E ca și cum ai avea 50 de cartofi, îi mănânci pe toți odată și apoi îți dai seama că nu mai e cartofi. Panică. Mecanismele dezvoltate de civilizația asta supraavansată sunt mult prea performante la a consuma cartofii planetei în comparație cu abilitatea ei de a-i regenera. Și atunci, chiar dacă folosești baterii în loc de benzină ca să razi toți cartofii planetari, n-ai rezolvat problema. Problema apetitului disproporționat rămâne. Acum 2-3 mii de ani, niște popoare din sud-estul Asiei au decis să-și încerce norocul, s-au suit în bărci și s-au pus pe colonizat insulele din Pacific. Pe continent, ei își formaseră o cultură bazată pe ceea ce părea a fi o abundență infinită. Vârneau tot ce voiau, modificau râuri întregi ca să creeze plantații și, în general, făceau ce voiau ei din mediul înconjurător. Ajunși pe insule, au adus cultura asta expansionistă cu ei, doar că de data asta, plenitudinea n-a mai fost așa plină. Oamenii au vânat în voie toate animalele mari până au dispărut, au tăiat copacii ca să planteze lucruri. Ecosistemele au fost date complet peste cap, și viața a alunecat într-un dezechilibru care a dus până la urmă la colapsul unor societăți întregi. Anumite insule au fost abandonate cu totul. Pe măsură ce expansiunea a ajuns la alte insule, coloniștii au învățat din greșeli. Au învățat că resursele unei insule nu sunt infinite și că în loc de consum nelimitat, trebuie să schimbe macazul și să învețe să se integreze în ce există deja. Au învățat rolul celorlalte animale de pe insulă și relațiile dintre ele, au început să înțeleagă cât pot să ia din natură fără să o dea peste cap. Noile relații sănătoase cu animalele, pădurile și râurile din jur au fost codate apoi în cultură, în mituri și ritualuri, ca să nu fie uitate de generațiile următoare. Astea sunt societățile construite în insulele din Pacific, care au supraviețuit și au prosperat până la urmă, cele care au învățat să se integreze în ecosistemele locale. Noi ce o să fim, varianta care o să consume până la colaps sau varianta care a înțeles valoarea limitelor? Trăim anii în care se decide asta. Facem parte dintr-o civilizație obsedată de expansiune, creștere și progres, care a descoperit subit că de fapt trăiește pe o insulă. Sacul fără fund, deodată are fund. Reușim să ne adaptăm în timp util la această informație și începem să redresăm situația sau continuăm să tragem pe nas în disperare tot ce a mai rămas până ne trezim că ne-a lovit colapsul civilizațional. Într-un fel, suntem deja cu un picior în groapă. Ca să-l scoatem de acolo, trebuie schimbat fundamental modul în care interacționăm cu planeta. Iar asta nu o să fie deloc ușor, dar se poate. Haideți să vedem cam cum. Ce urmează o să fie un pic complicat, dar uneori viața chiar e complicată, n-ai ce să-i faci, așa că e timpul să discutăm despre capitalism ceva dificil, pentru că imediat cum zici ceva rău despre capitalism, toată lumea explodează. Capitalismul a devenit o credință în sine. Dacă zici ceva rău de el, ești automat comunist. Poate ar trebui să existe niște nuanțe în discuția asta. Poate, ființe avansate cum suntem, putem să dezvoltăm niște idei adaptate avantajelor și provocărilor secolului 21. Nu să fim forțați să alegem între opinia unor bărboși de acum 300 de ani și opinia altor bărboși de acum 200. Și nu că poate, trebuie. Motorul care accelerează consumarea planetei se numește capitalism. El a dezvoltat în niște sute de ani o logică proprie care nu are nicio legătură cu bunăstarea omenirii. Capitalism nu înseamnă piețe, vânzători și comerț. Lucrurile astea existau deja de mii de ani înainte să apară capitalismul. Trăsătura definitorie a capitalismului global e faptul că e organizat complet în jurul obligației la creștere și expansiune: mai multă industrie, mai multă producție, mai mult consum. Directiva principală a capitalismului e creșterea, dar fără vreun motiv specific. E doar obligatoriu să crești de dragul creșterii, pentru că altfel sistemul se prăbușește. Toate industriile, toate sectoarele economice, toate economiile naționale sunt obligate să crească în permanență, fără niciun scop sau punct final. Asta e condiția fundamentală de existență a unui sistem capitalist. Crești sau dispari? Un mod ușor de a înțelege asta e că economia mondială funcționează pe bază de împrumuturi. Așa cum tu îți iei credit cu dobândă de la bancă, așa și au într-una și toate națiunile lumii. Toate țările au datorii peste care există dobânzi. Cum ar putea fi plătite vreodată dobânzile astea dacă tu nu ai făcut mai mulți bani decât ai împrumutat? Corporațiile au și ele investitori. Cum face investitorul profit dacă nu se fac bani peste investiția lui inițială? Ca să dai mai mulți bani înapoi decât ai luat, ești obligat să crești, să produci mai mult, ca om, firmă sau țară. Asta este dansul în care e blocată întreaga lume. Cuvintele astea, cum ar fi creștere și dezvoltare, sună destul de frumos și natural. Până la urmă, toate organismele cresc și se dezvoltă. Dar natura include automat logica unei limite. Oamenii și copacii cresc până ajung la un punct de maturitate și apoi se mențin într-o stare de echilibru sănătos. Capitalismul nu are în logica lui niciun punct de maturitate, niciun final, niciun suficient, doar o misiune spre creștere infinită. În natură, atunci când se întâmplă asta, când celulele se înmulțesc la infinit doar de dragul înmulțirii, e de obicei rezultatul unei erori și se numește de obicei cancer. Un exemplu simplu al logicii capitaliste în relație cu planeta. Acum 150 de ani, o companie de producție a lemnului a angaja oameni care să taie cu toporul o pădure îi lua unui om 5 ore, să zicem, să taie un copac. Apoi s-a inventat drujba. Angajații puteau acum să taie un copac de 10 ori mai repede. Care a fost rezultatul acestui progres tehnologic? S-a redus de 10 ori ziua de muncă a angajatului și în restul timpului a putut să-și vadă de viață, nu, s-au tăiat de 10 ori mai mulți copaci. În ciuda promisiunilor și a speranțelor, inovațiile tehnologice de subcapitalism au dus întotdeauna la și mai multă producție, la și mai mult consum. Eficiența nou inventată nu s-a manifestat prin îmbunătățirea vieții omului, ci prin creșterea capitalului, acumularea de și mai mulți bani. Astăzi, ca viața să continue neperturbată, economia mondială e obligată să crească în fiecare an cu undeva între 2 și 3%. Pentru că e o creștere exponențială la 3% pe an, asta înseamnă dublarea economiei mondiale odată la 23 de ani. Pentru că în anul 10, de exemplu, tu nu trebuie să crești 3% din suma de la care ai pornit, ci 3% din suma crescută deja pe parcursul a 10 ani. Dublarea asta a economiei trebuie apoi dublată iar și apoi dublată dublura. Cum ar putea fi susținut ritmul ăsta pe o insulă? De unde atâția copaci? Creșterea economică nu apare din neant, nu o culegi din aer. În toată istoria capitalismului, creșterea a fost cuplată cu consumul de energie și resurse. Deci, ca să susținem sistemul ăsta economic în ritmul actual, odată la 23 de ani ar trebui să ne dublăm cantitatea de energie și resurse consumată la nivel global. S-a tot discutat în pandemia asta despre problema creșterii exponențiale și cum de la un anumit punct lucrurile explodează. Suntem în punctul explodant. Viteza la care se mișcă lucrurile a devenit aberantă. Se estimează că economia mondială valorează 80 de trilioane de dolari, așa că în fiecare an trebuie inventată o plus valoare de 2,5 trilioane de dolari. Asta înseamnă toată economia Marii Britanii. În fiecare an trebuie să apară încă o economie a Marii Britanii pe glob și apoi din ce în ce mai mult, fără vreun scop anume, ci doar ca să nu se prăbușească sistemul e destul de ușor de observat cum asta e o traiectorie care duce inevitabil la un dezastru. Creșterea economică e măsurată folosind conceptul de PIB, adică produsul intern brut. La începutul anilor 1930, în timpul marii crize economice din America, guvernul l-a rugat pe economistul Simon Kuznets să dezvolte un sistem de contabilizare care să arate valoarea tuturor bunurilor și a serviciilor produse de economia națională. Așa că omul a inventat această măsurătoare numită produs intern brut. Dar el a avertizat de la început că e un concept problematic, pentru că PIB-ul nu spune nimic despre calitatea activității economice, dacă e utilă sau destructivă. Dacă tai păduri pentru lemn, crește PIB-ul. Dacă lungești ziua de muncă și forțezi oamenii să se pensioneze mai târziu, crește PIB-ul. Dacă oamenii se îmbolnăvesc din cauza asta și merg mai mult la spital, crește PIB-ul când l-a inventat în condiții de urgență, Kuznets a bătut moneda pe faptul că acest concept de PIB nu ar trebui folosit niciodată ca o măsurătoare normală a progresului economic, că trebuie dezvoltat un concept mai bun care să integreze și costurile sociale pentru toată creșterea asta economică. Dar apoi a început al doilea război mondial, și guvernele au devenit disperate să identifice toate sursele de bani posibile pentru efortul de război. În 1944, la o conferință la care au participat toate țările aliate ca să se decidă niște reguli pentru economia mondială de după război, conferința la care s-a inventat Fondul Monetar Internațional de fapt, conceptul de PIB a fost consfințit ca indicatorul cheie pentru progres economic. Exact ce spusese căzneț că nu ar trebui făcut. Așa că din 1945 încoace, măsura pentru progresul teoretic al umanității nu are nicio legătură cu bunăstarea umanității. Problema nu e cu măsurătoarea în sine, că nu are nimic dacă măsori unele lucruri și altele nu. Nu te cerți cu un metru că nu exprimă greutatea. Problema apare când creșterea PIB-ului devine obsesia economiei globale. Te concentrezi pe a crește o valoare care spune doar jumătate din poveste. Pentru ce e toată această creștere? Ce se întâmplă cu toți banii ăștia? Ce fel de logică are faptul că economia Americii e obligată să crească cu 3% în fiecare an? De ce? Economia uriașă a Americii nu e suficientă acum cât să trăiască toată populația super bine mersi? Normal că e. Pragul ăla a fost depășit de foarte mult timp, dar din nou, logica capitalistă nu cunoaște niciun fel de sfârșit și e complet separată de bunăstarea oamenilor. Creșterea PIB-ului e exclusiv o măsurătoare a sănătății capitalismului, nu a omenirii sau a planetei, ceea ce e o demență completă. Practic, întreaga civilizație e o statică a unui concept artificial a cărui relevanță în calitatea reală a vieții e doar întâmplătoare și doar din când în când. America are cu 36% mai mult venit pe cap de locuitor decât Uniunea Europeană, dar stă mult mai prost la toți indicii de calitatea vieții, inclusiv speranța de viață. Și mai absurd e că nici măcar nu are rost să identifici vinovați. Sistemul e atât de atotcuprinzător și vechi încât toată lumea e forțată să joace după regulile astea, vrei nu vrei. Și bine, poate civilizația umană ar fi mulțumită să continue tot așa la nesfârșit, dar astăzi ne lovim de realitatea faptului că acest concept abstract de capitalism infinit e aplicat pe o realitate foarte concretă și foarte finită, respectiv insula numită Pământ. Mai repet o dată demența. Economia globală nu are scopul de a îmbunătăți viața de pe Pământ, are exclusiv scopul de a crește. Până acum, dacă mai îmbunătățit lucruri accidental, bine, dar nu asta era scopul ei. Motivul pentru care situația urmează să devină una conflictuală e că acest motor urmează să înrăutățească dramatic condițiile de pe planetă, sub forma încălzirii globale, a distrugerii ecosistemelor naturale și a terenurilor agricole. Așa că nu prea mai putem să fim indiferenți față de demența faptului că organizarea economică actuală e obligată la o creștere continuă doar ca să nu se prăbușească, pentru că vom fi consumat pământul ăsta de 30 de ori până să apară vreun semn de stop în logica sistemului capitalist. Degradarea civilizației nu o să încetinească cu nimic imperativul creșterii. Dacă lucrurile devin groaznice, o să apară noi oportunități bănoase în militarizarea granițelor, construirea de ziduri care să blocheze marea, centrale de desalinizare, mine la polul nord și așa mai departe. Abia când o să dispară complet posibilitatea unei civilizații organizate, o să înceapă să apară probleme reale în creșterea capitalului. Asta ar fi momentul în care un extraterestru martor la tot acest proces ar râde destul de copios despre cum umanitatea s-a făcut praf pentru că n-au reușit să se înțeleagă asupra unui sistem economic mai bun decât ăla care le distrugea complet insula. Cei drept ar fi destul de amuzant, dar doar dacă ai fi extraterestrul în cauză. La nivelul solului, poate-i râde, dar n-ar fi râsul tău. În caz că nu sunteți deja plin de statistici alarmant apocaliptice despre ritmul în care se degradează planeta, să le mai recapitulăm un pic ca să fie clar despre ce vorbim. În 2017 s-a descoperit că 76% din insectele zburătoare din rezervațiile naturale germane au dispărut din cauza tăierii pădurilor și a convertirii lor în teren agricol pe care se toarnă foarte multe chimicale. Poate-ți auzi de problema albinelor. Două luni mai târziu au apărut studii despre cum în Franța se întâmplă același lucru. Poate nu sună foarte dramatic, dar insectele astea sunt esențiale în procesul de reproducere a plantelor, pentru că zboară de colo-colo și le polenizează. Ele sunt și hrană pentru o grămadă de alte specii. Tot în 2017, în China, criza dispariției insectelor a produs aceste imagini cu oameni care fac treaba albinelor și merg din plantă în plantă și le polenizează manual. După 50 de ani de agricultură industrială făcute cu tone de chimicale, oamenii de știință de la ONU au descoperit că 40% din solurile fertile ale planetei sunt extrem de degradate. Se pierde de 100 de ori mai mult sol fertil decât se formează. Dacă lucrurile continuă tot așa, pământul mai are în el doar vreo 60 de ani de recolte și după aia își dă demisia, spune că suntem proști și nu mai crește nimic. Același lucru se întâmplă în toate domeniile. Cum suntem așa progresați tehnologic, de niște zeci de ani s-a declarat război complet peștilor care sunt scoși în cantități complet absurde din oceane. Un studiu ONU făcut de 550 de experți din 100 de țări pe parcursul a 3 ani arăta în 2018 că în ritmul actual, în 2048, nu o să mai existe pește în zona Asia-Pacific. Asta înseamnă peste 28 de ani. Mai există problema ca anumite chimicale folosite pentru terenurile agricole ajung în oceane. E vorba de eutrofizarea despre care am vorbit în clipul cu sfârșiturile lumii. Nitrogenul și fosforul din fertilizanții chimici ajung în râuri, apoi în oceane, unde creează populații uriașe de alge, care atunci când mor consumă oxigenul din apă și omoară toate vietățile din jur. Fenomenul ăsta produce din ce în ce mai multe așa numite zone moarte de ocean, unde nu mai există pești, poate doar plastic. Din 1970 încoace, numărul de păsări, mamifere, reptile și amfibieni a scăzut cu jumătate. Un sfert din toate speciile sunt pe cale de dispariție. Nu putea să o ținem așa, la sfârșit. Problema încălzirii globale nu e doar încălzirea globală. Încălzirea e doar vârful foarte palpabil al unei crize ecologice generale cauzate de consumarea excesivă a planetei. Asta e motivul pentru care nu e suficient să schimbăm la energie verde și să ne vedem în continuare de treabă exact la fel. Jumătate din problemă rămâne nerezolvată dacă pur și simplu drujba care taie pădurea e acum pe baterii, nu pe benzină. În 2015, majoritatea statelor de pe glob au participat la conferința de la Paris, unde s-au propus niște măsuri care să limiteze încălzirea globală la maxim 2 grade Celsius până în 2100, dar preferabil haideți să încercăm 1,5. Participarea e voluntară. Țările au fost puse să jure pe cuvânt că reduc dramatic emisiile de gaze cu efect de seră. Problema e că toate scenariile calculate în care se menține încălzirea la 1,5 grade aveau în ele o măsură vag futuristă și teoretică prin care o să reușim să scoatem dioxidul de carbon din aer la un moment dat. Deci, într-un fel, dați-o tot așa, nu schimbați prea mult și curățăm noi mai târziu. Deși existau proteste încă de atunci, în următorii trei ani s-a demonstrat clar că baza pe care s-au calculat scenariile astea cu aceste centrale care captează dioxidul de carbon e o fantezie și n-ar putea niciodată să funcționeze la scara la care avem noi nevoie. Dacă eliminăm centralele teoretice din ecuație, traiectoria noastră azi e de a încălzi planeta cu până la 3-4 grade până în 2100, ceea ce ar fi apocaliptic în mod real. Așa că în octombrie 2018, IPCC, Comisia Internațională de Experți în Evoluția Climei, care tot dă pronosticurile asupra încălzirii globale din 1988 încoace, a tras semnalul de alarmă că nu putem să ne bazăm pe tehnologii netestate în timpul scurt pe care îl mai avem și că pentru a rămâne în grafic trebuie de fapt până în 2030 să reducem la jumătate gazele cu efect de seră și până în 2050 să fie zero. Asta la nivel global, dar ca să ne încadrăm, țările bogate ar trebui să ajungă la zero emisii până în 2030, adică în 10 ani. Raportul ăsta e a pus în mișcare realizarea programului de Green New Deal în 2019 în America, de care are toată lumea. E motivul pentru care acum câteva zile Parlamentul European a votat o lege prin care să se reducă emisiile cu 60% până în 2030. Doar că aici facem accidentul dramatic cu creșterea capitalistă despre care am vorbit. Este imposibil să tranziționăm la 100% energie verde până în 2050 și, în același timp, să dublăm economia mondială. De parcă situația nu era suficient de dificilă, toată tranziția asta trebuie să se întâmple cu pistolul la tâmplă, cu imperativul creșterii suflându-ne în ceafă. Astăzi putem produce energie verde cu 8 miliarde de megawatts pe oră, mai mult decât în 2000, dar, în același timp, în aceeași perioadă, creșterea economică a creat o cerere în plus de 48 de miliarde de megawatts pe oră. Creșterea economiei înseamnă întotdeauna creșterea consumului de energie și progresul care s-a făcut până acum în energie alternative nu înlocuiește cine știe ce, doar e pus peste industriile care există deja ca să meargă motorul economic din ce în ce mai tare. Până și climatologii din IPCC sunt de acord că fără tehnologii futuriste pe care nici nu le bănuim, nu avem nicio șansă să reducem emisiile nocive la zero până în 2050, atâta timp cât crește consumul de energie. Iar consumul de energie trebuie să crească ca să crească economia. Șahmat planetă! Asta e ghinion, dacă trebuie să crească economia, trebuie. Nici măcar nu mai e vorba de directori diabolici de corporații petroliere. Tot sistemul economic global e organizat astfel încât să facă tranziția asta imposibilă în timp util. Singura măsură care poate să aibă un impact real e reducerea consumului de energie pe nivelul globului. Asta e motivul pentru care încălzirea globală e legată complet de capitalism. Ca să reducem consumul de energie, trebuie să reducem creșterea economică, ceva ce capitalismul nu știe să facă și nu permite. Dacă ne încăpățânăm totuși și ținem morțiște creșterea economică pe baza energiilor verzi, ar însemna o sentință la moarte pentru planetă, pentru că ar trebui să distrugem și mai multe ecosisteme, să extragem și mai multe materiale. Ne-ar trebui de 27 de ori mai mult litiu decât în prezent, în condițiile în care extragerea de litiu e deja un dezastru ecologic. Pentru că ai nevoie de 2 miliarde de litri de apă ca să extragi o singură tonă de litiu. Și noi, în scenariul ăsta, am avea nevoie de 40 de milioane de tone de litiu. Și asta e doar litiu cea mai mare mină de argint din lume are 65 de km pătrați și va mai produce încă 11.000 de tone de argint în următorii 10 ani, până când va fi epuizată cea mai mare rezervă de argint de pe planetă. Ca să continuăm să creștem economia în timp ce tranziționăm la energie verde, până în 2050 ne-ar mai trebui încă 130 de mine de genul ăsta. Și tot așa cu toate materialele. Nu există un scenariu de creștere economică bazată pe energie verde care să nu distrugă complet planeta. Un studiu ONU din 2019 arată că doar extracția asta de materiale e responsabilă pentru o pierdere de 80% a biodiversității planetei. Alte variante. Centralele nucleare sunt o opțiune discutată, dar durează foarte mult să le pui în funcțiune la o scară atât de largă, și noi nu avem timp. Pe lângă asta, oamenii de știință suspectează că există o limită la cât de multă energie poți să-ți asiguri doar din centrale nucleare. Mai există și aspectul faptului că te-ai apucat să construiești o grămadă de centrale nucleare într-o lume în care există din ce în ce mai multe fenomene meteorologice extreme. Dezastrul de la Fukushima n-a fost cauzat de cutremur în sine, cât de tsunamiul produs care a lovit centrala. Ok, altceva. Visul fisiunii nucleare. Există oarecare posibilitate ca peste 10 ani să existe un fel de fisiune nucleară. Se întâmplă niște experimente palpitante în Franța în momentul de față, dar ar mai dura probabil încă 10 ani să legi sursa asta de energie la rețea și apoi încă decenii să ajungi la o scară la care să acopere o cantitate relevantă de energie necesară. Soluții de viitor, în principiu, există, dar problema e că imperativul creșterii capitaliste ne pune pe un cronometru imposibil să te bazezi pe faptul că o să se inventeze la un moment dat ceva care rezolvă problema, e ca și cum te-ai arunca într-o propastie în speranța că până ajungi jos, inventează cineva tehnologia să te prindă. În 2017, UNEP, Organizația Națiunilor Unite care se ocupă de mediu, a acceptat într-un final că nu există așa ceva ca o creștere economică verde. Nu poți să decuplezi creșterea PIB-ului de consumul de materiale. Creșterea economică va cere întotdeauna din ce în ce mai multe materiale din pământ, ceea ce va duce la colaps ecologic. Deci ne-am auto-încolțit. Singura variantă care ne rămâne ca să nu distrugem planeta e reducerea consumului de energie și materiale, reducerea creșterii economice. Dar asta nu înseamnă sub nicio formă o scădere în calitatea vieții. Din potrivă, cursa asta spre creștere infinită e o chichiță artificială a unui sistem inventat care nu are nicio legătură cu necesitățile oamenilor. Există azi deja mai mult decât suficiente resurse ca toată lumea să trăiască mult mai bine decât a făcut-o până acum, în timp ce descreștem economia. În realitate, există o abundență extremă de resurse pentru oameni, dar ca să funcționeze, capitalismul trebuie să producă impresia de raritate, de lipsă. E un aspect esențial al sistemului. Dacă ceva e rar, înseamnă că are valoare. Așa că iei abundența și o faci rară artificial. Ca să mai ieșim din demență, trebuie doar luată această măsură incredibil de radicală: folosirea banilor nu ca să producă și mai mulți bani la infinit, fără nicio direcție, ci ca să producă o viață mai bună pentru civilizația umană. Cine ar fi crezut? Nici în criza ecologică globală nu scăpăm de problema inegalității. Problema asta e, de fapt, unul dintre factorii principali care contribuie la dezastru. Inegalitatea economică la nivel local se reflectă și în spațiul global. Cei mai bogați 1% din oamenii planetei gazează de 30 de ori mai mult planeta decât 50% din restul oamenilor adunați. În ultimii 40 de ani, 28% din creșterea economică globală a mers la acest vârf de 1% milionari și miliardari. Asta înseamnă că aproape o treime din toată munca prestată, resursele extrase și gazele emise în atmosferă în ultimii 40 de ani a fost ca oamenii bogați să devină și mai bogați. Top 1% acumulează 19 trilioane de dolari în plus în fiecare an, mai mult decât economiile adunate a celor mai sărace 169 de țări din lume, o listă care include Norvegia, Suedia, Elveția, Argentina, tot Orientul Mijlociu și tot continentul african. Și aici vorbim doar despre venitul anual, altminter, jumătate din banii care există în lume, 158 de trilioane de dolari, sunt deținuți de cei mai bogați 1%. Acești bogați nu fac banii ăștia în vid. Costul averilor răsora aberante este plătit de ceilalți, printre ei și cei mai săraci oameni din lume care lucrează pe un dolar pe zi ca să facă Adidas sau să scoată litiu ăla din mine ca să avem baterie la iPhone. Jumătate din materialele consumate de țările bogate sunt extrase din sudul economic al planetei. Există percepția că săracele țări africane le mai aruncăm și lor un ciubuc din când în când că nu se descurcă. Și, într-adevăr, țările bogate donează vreo 500 de miliarde de dolari în fiecare an țărilor mai sărace din Sud. Dar, în același timp, suc de cel puțin șase ori mai mulți bani prin exploatarea țărilor ăstora pentru resursele lor. Relația azi dintre țările bogate și acest Sud e, de fapt, o continuare a colonialismului cu față capitalistă. În continuare, cei mai amărâți oameni de pe planetă sunt exploatați ca să acumuleze averi cei mai bogați indivizi de pe glob. Problema încălzirii globale nu e deloc declanșată în egală măsură de toate țările planetei. Țările din acest sud economic, de fapt, nici măcar nu reușesc să emită porția lor de gaze care li se cuvine regulamentar. Responsabile pentru 92% din depășirea pragurilor de emisii sunt America, Uniunea Europeană, Rusia și restul Europei, plus Canada, Japonia și Australia. China încă nu și-a depășit porția alocată, deși în ritmul în care merge o să ajungă repede în top. Aceste țări nordice, în care trăiește 19% din populația planetei, sunt responsabile pentru 92% din dezastrele produse de încălzirea globală. Dezastrele astea se manifestă deja și se vor manifesta din ce în ce mai intens, mai ales în aceste țări mai sărace, care sunt mai aproape de ecuator. Deja există secete care nu au mai avut niciun precedent. Deci ca să recapitulăm, extragem cât se poate de ieftin resurse din sud ca să le consumăm în nordul avansat, ceea ce declanșează o încălzire globală care să-i distrugă și mai tare pe cei din sud. În alte cuvinte, s-a reușit în sfârșit și colonizarea atmosferică a țărilor mai sărace. Le fur și atmosfera. Cumva, această criză ecologică globală reușește să însumeze multe dintre problemele fundamentale ale civilizației actuale. Rezolvarea, scăderea consumului de energie și organizarea economiei mondiale într-o formă mai prietenoasă cu viața de pe pământ e și o problemă de dreptate pentru țările din Sud, care în ultimele sute de ani au plătit constant prețul acestei civilizații avansate în care ne regăsim. Inegalitatea asta, atât globală cât și locală, a devenit incredibil de evident azi, în caz că nu era deja înainte. Soluția sistemului la ea e creșterea PIB-ului. Credința oarbă că o creștere economică generală înseamnă automat o îmbunătățire la toate nivelurile societății. Este practic ideea inventată de think tank-urile fraților Koch și devenită Biblie în 1980 când a devenit Reagan președinte. Trickle down economics. Dacă vârful acumulează bani, se scurg bani în jos pe lanțul trofic și viețile tuturor o să se îmbunătățească. Dar ultimii 40 de ani au însemnat o creștere și mai severă a inegalității economice, atât local cât și global. Povestea asta e doar o acoperire politică a unui sistem economic menit să producă inegalitate. Cum justifici asta politic? Cu basme de adorbit copiii care muncesc în mine, în timp ce cât mai mult capital se acumulează în cât mai puține mâini. Și, din nou, poate civilizația ar putea trăi bine mersi în nedreptatea asta la infinit. Dar criza ecologică care rezultă din sistemul ăsta ne forțează să luăm niște măsuri totuși. Poate noțiunea că o creștere economică oarbă îmbunătățește viața oamenilor trebuie luată la bani mărunți. Ce anume crește mai exact? Cu ce scop? Unde se duc banii? Obsesia cu creșterea PIB-ului ne-ar pune să ieșim în stradă să sărbătorim o creștere de 10% în condițiile în care asta poate înseamnă distrugerea tuturor pădurilor, otrăvirea apelor, îmbolnăvirea tuturor oamenilor, dar ei 10% poate când ne triplăm economia o să avem vreo 5 minute în care o să fim bravo bă băieți, sănătate, nu mai avem, păduri nici atât, au murit toți peștii, dar ce creștere, ce creștere! Ar fi ideal să ne dăm seama de acum că e ceva greșit în peisajul ăsta, nu să așteptăm până ne pică fisa în al 17 la ceas. Capitalismul în forma asta dementă mentă n-are cum să fie singura opțiune de organizare economică posibilă pe această planetă. Miza discuției e mult prea mare ca să stăm blocați în certuri imbecile în care dacă zici ceva rău de capitalism, ești comunist. Civilizația de azi are o sumedenie de avantaje complet nesperate acum 150 de ani. Ar trebui pe baza lor dezvoltate opțiuni care profită de toate avantajele astea și îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. În mod cert se poate. E doar o chestiune de voință. Dacă asta ar fi prioritatea numărul 1 a tuturor experților și guvernelor din lume, s-ar rezolva imediat. Autorul cărții din care am luat toate informațiile e un antropolog economist și el propune o serie de măsuri care ar face viața oamenilor mai bună în timp ce economia e decuplată de la obligația de a crește. Dar nu e responsabilitatea lui individuală să găsească soluțiile. El a făcut o muncă titanică în a identifica problemele, în a oferi o critică constructivă a sistemului actual. O mie de oameni ca el ar trebui să se adune și să discute și probabil s-ar găsi niște variante excelente. Chiar și așa, el în carte propune următoarele opțiuni. În primul rând, directiva principală este scăderea consumului de energie și materiale. Ca să faci asta, trebuie să elimini obsolescența planificată, adică degradarea planificată a produselor. Lucruri făcute să expire în cel mai scurt timp posibil ca să cumpere altele. Am făcut și un clip despre asta, pun link. Dacă mașinile de spălat și smartphone-urile ar ține de 4 ori mai mult, am consumat 75% mai puține smartphone-uri și mașini de spălat. Apoi trebuie redusă industria de publicitate, care pune presiune pe oameni să cumpere lucruri de care nu au nevoie. Aici canalul ăsta e parte din problemă, dar pe de altă parte, noi n-am exista fără reclame. O dilemă. Dar într-o lume care nu e bazată pe creștere economică oarbă, ci pe direcționarea resurselor spre a face viețile oamenilor cât mai bune, poate nu ar trebui să ne bazăm pe reclame ca să existăm. Alte măsuri. Maximizarea transportului în comun. Lejer. Și acum una serioasă. 50% din mâncarea produsă anual pe glob e irosită. Aruncată la gunoi. Dacă s-ar concentra intens eforturi pe a elimina această risipă absurdă, fără să avem noi de fapt nici măcar cu un măr mai puțin pe masă, s-ar elibera 2,4 miliarde de hectare de teren și emisiile nocive globale ar scădea cu 13%. Apoi ar trebui reduse niște industrii care sunt în mod specific extrem de destructive ecologic. Aici un exemplu întotdeauna șocant e faptul că 60% din terenul agricol al planetei e folosit pentru vaci. Ori stau vacile pe el, ori se crește mâncarea pentru ele. E una dintre cele mai ineficiente resurse alimentare în termen de cât de mult teren și energie se consumă per calorie obținută. 60% din terenul agricol înseamnă o suprafață adunată a Americii plus Canada plus China. Dacă pe terenul ăsta s-ar planta niște păduri în loc să fie destinat vacilor, am reduce emisiile globale cu 20%. Nici măcar nu trebuie să devii vegetarian, trebuie doar să abandonăm mâncatul de vită plascara asta avem niște alegeri dificile de făcut. Trebuie să decidem dacă vrem să continuăm să mâncăm hamburgeri sau să ne păstrăm calotele glaciare. Dincolo de vaci, industriile poluante le-ar trebui impusă o limită concretă de consum de materiale și energie. Limita să fie impusă la nivelul din prezent și în fiecare an să se constrângă consumul până la un nivel sustenabil planetar, astfel încât să nu trebuiască să dinamitezi subit industrii întregi. Toate lucrurile astea ar reduce numărul de slujbe existente și asta poate să pară foarte rău la prima vedere. E probabil motivul principal pentru care politicienii nici nu se ating de subiectul descreșterii economice, că nu știu ce să facă cu slujbele, n-au niciun fel de viziune. Dar poate e momentul în sfârșit ca promisiunea tehnologiei să fie împlinită. Entuziasmul ăla care exista acum 50-70 de ani, că tot acest progres va însemna de fapt că oamenii vor trebui să muncească mai puțin și o să aibă mai mult timp să se bucure de viață. Undeva pe drum s-a pierdut din vedere optimismul ăsta vis-a-vis -vis de tehnologie. Azi pare a fi o naivitate, dar nu trebuie să fie. Pe măsură ce economia se reorientează spre a avea calitatea vieții ca scop principal, vor apărea alte domenii de activitate spre care oamenii pot să tranziționeze, cum ar fi servicii publice, industrii de energie verde și așa mai departe. Există tot felul de soluții foarte tehnice la problema slujbelor, în care nu am cum să intru în detalii, că devine amețitor. Dar cum ar fi dacă eficiența asigurată de tehnologie s-ar manifesta în mai puține ore de muncă și mai mulți bani pentru angajați, în loc să acumuleze pur și simplu capital infinit în conturile corporațiilor. Studiile arată că muncitul 30 de ore pe săptămână în loc de 45 are un impact uriaș asupra sănătății mentale a oamenilor și a mediului în sine. Oamenii mai fericiți, mai liniștiți, consumă mai puțin și fac în general o prioritate din a petrece timpul liber cu oameni care le sunt dragi. Cei care au foarte puțin timp liber sunt cei care consumă enorm și încearcă să comprime cât mai multă satisfacție în cât mai puțin timp posibil după zile nesfârșite de muncă. Franța a redus la 35 de ore săptămâna de muncă și studiile arată niște rezultate incredibile. Dacă America ar proceda într-un mod similar, ar reduce consumul național de energie cu 20%. În mod foarte interesant, reducerea orelor de muncă e una dintre cele mai clare măsuri care se pot lua cu impact imediat pentru mediu. Se pot găsi o infinitate de soluții de genul ăsta care însumate schimbă considerabil ce înseamnă trăitul într-o societate. Trebuie doar să existe un interes real pentru asta. Din păcate, deși e important să încercăm să consumăm individual cât mai puțină energie și materiale, să folosim becuri LED și să nu cumpărăm 70.000 de pungi de plastic, să reciclăm cât putem. Lucrurile astea nu schimbă fundamental ecuația. Sub creșterea constantă de consum de materiale, reciclarea nu are cine știe ce impact. Se reciclează azi, de fapt, mai puțin decât acum 2 ani, în ciuda tuturor eforturilor pe care le vedem. Pentru că economia crește mai repede decât abilitatea noastră de a recicla puținele resurse care chiar sunt reciclabile. Obligația creșterii economice tă constant peste cap toate eforturile de a remedia situația. La fiecare pas se dovedește că impedimentul principal pentru o viață mai bună pe planetă nu e lipsa de resurse, ci logica sistemului capitalist din care e foarte greu să ne desprindem. Dar ăsta ar fi un moment destul de bun să o facem. În 1968, senatorul american Robert Kennedy spunea într-un discurs: "Conceptul de PIB nu măsoară nici istețimea, nici curajul nostru, nici înțelepciunea, nici învățarea, nici empatia." Pe scurt, măsoară totul în afară de lucrurile care fac viața să merite trăită. Au trecut 52 de ani de atunci și creșterea PIB-ului tot nu are nicio legătură cu fericirea oamenilor. Studiile arată într-una că ce îmbunătățește calitatea vieții oamenilor nu e dacă crește sau nu toată economia, ci dacă există un sistem bun de sănătate publică, dacă există un sistem bun de educație, dacă există locuri publice de calitate în care oamenii să poată să socializeze, cum ar fi parcurile, și dacă au timp liber în care să le pese de ei înșiși și de oamenii din jur. E foarte greu să-i pese unui om de planetă dacă nu are timp să-i pese nici măcar de el însuși. Ca să se îmbunătățească lucrurile astea, nu e nevoie de creștere economică oarbă, ci de o redistribuire a eforturilor și a priorităților. Realizarea lor nu depinde de niște bani pe care nu-i avem. Ar mai fi o infinitate de lucruri de spus și eu am băgat viteză maximă în clipul ăsta ca să livrez cât mai multe concluzii prescurtate și suculente. Așa că nu am pretenția ca lucrurile pe care le-am spus să fie automat convingătoare în sine. Sper doar că v-am gândilat suficient la creieri pe tema asta, cât să ciuliți urechile ceva mai atent când apar discuții în spațiul public despre criza ecologică și poate chiar să verificați dacă ce am spus e corect. O să pun și în descriere o serie de surse citate în carte, dacă vreți să mai citiți. Dar înainte să închei, aș mai menționa ceva. Cartea discută în paralel și povestea filozofiei care ne-a permis să ajungem mental în punctul ăsta de decimare a mediului. Iluminismul din secolul XVII începe pe baza decretului lui Descartes, gândesc de ce exist. Ce însemna asta e că Descartes și-a dat seama că lumea e împărțită în două lucruri, Mintea sau Sufletul uman și restul lucrurilor care sunt doar materie. Asta e legătura specială a omului cu Dumnezeu, că e singura chestie cu minte și voință de pe planetă. Până și corpul uman e de aruncat la gunoi, pentru că până la urmă e doar materie. Doar gândirea înseamnă existență. Ce nu prezintă gândire, nu există. Descartes considera că toate lucrurile din natură, cu excepția minții umane, funcționează în mod mecanic, ca un ceas, și nu posedă niciun fel de spirit sau intenție. El nu zicea lucrurile astea metaforic, ci cât se poate de la propriu, ca să demonstreze revelația lui filozofică, a bătut în cuie animale pe mese, le-a disecat și le-a împuns organele cu bățul pe viu, a disecat până și câinele lui nevastă sa. În timp ce animalele schelă le iau, Descartes le zicea oamenilor să nu fie păcăliți, ce văd e doar aparența durerii, doar niște mușchi care reacționează mecanic la stimuli. Să fie liniștiți că nu există niciun fel de simțire acolo sau inteligență, e doar materie inertă un obiect. Orice nu e minte umană, e doar un obiect. Descartes era un scârbos dement și totuși el a dat tonul la modul principal în care civilizația asta avansată se raportează la restul naturii. Există mintea umană și apoi restul lucrurilor din care poți să faci ce vrei. Omul e tot ce contează. Natura e doar resursă, obiect din care putem să consumăm. Immanuel Kant, acest mare alt filozof, scria 150 de ani după Descartes că în ceea ce privește non-oamenii, nu avem nicio obligație. Există doar ca mijloc pentru un scop. Scopul este omul. Asta este relația filozofiei vestice cu celelalte lucruri care nu sunt mărețul și divinul intelect uman. Concepția asta s-a dezvoltat pe parcursul a sute de ani într-un dans perfect cu dezvoltarea capitalismului. Unul dintre motivele pentru care mie îmi place extrem de mult Nietzsche e că la sfârșitul secolului XIX el scria despre cum toți oamenii ăștia sunt demenți el și-a făcut un scop din a demonta idolatrizarea intelectului uman. În așa grăită Zaratustra, el scrie Există mai multă înțelepciune în corpul tău decât în cele mai adânci filozofii ale tale. Dar Nietzsche era un spinozist, un adept al lui Spinoza. Zicea de fapt că e singurul lucru care poți să fii dacă ai jumătate de bun simț. În același timp în care Descartes diseca câinele lui să ca să arate că nu simte, Spinoza scria despre cum omul este natură. Nu există distincția asta, ci doar un singur întreg la care participă toate lucrurile. Om, câine, copac. Filosofia asta se pupă mult mai prost cu un capitalism pus pe devorare infinită. În orice caz, criza ecologică globală curentă ne pune din nou în față întrebarea asta într-un mod cât se poate de violent. Omul e natură sau nu. Civilizația umană se dezvoltă până devine un adevărat cancer pentru toate părțile implicate sau nu. E un test al maturității continuăm să fim adolescentul care trage tot pe nas sau învățăm să conviețuim cu frații copaci. Cartea din care am luat informațiile se cheamă Less is More, How deep Growth Will Save the World, respectiv, mai puțin e mai mult, cum descreșterea o să salveze lumea, de Jason Hickel. Ea a apărut acum vreo două luni și e rezultatul la 8 ani de muncă. Pentru mine e cea mai coerentă și convingătoare prezentare a situației în care ne aflăm și adună o infinitate de studii ca să ajungă la concluziile despre care am tot vorbit. Așa că dacă aveți cum să o citiți, vă recomand cu intensitate. Mulțumim fraților de pe Patreon, până data viitoare! Să se audă Zaya Fet peste tot pe internet!